Din nefericire, la circa 9 luni de zile de la înființarea acestui cultural, și o spun cu tot regretul, constatăm că centrul cultural Bucovina ușor se poate numi centrul electoral PDL. Și am să vă spun de ce fac această afirmație. La mai toate întâlnirile și mitingurile portocalii care se organizează în județ, ansamblul Ciprian Porumbescu cântă gratis. Sau la tarife preferențiale. Și vreau să nominalizez niște întâlniri electorale care au avut loc în localitățile. Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, unde nu există niciun document sau o chitanță că s-ar fi plătit prestația artiștilor suceveni, la fel la Capul Câmpului, la fel la Suceava, la fel la Adâncata, și stăm și ne întrebăm dacă la așa zisul marele meeting de la Iași, artiștii suceveni, care sunt plătiți din banul public, au încasat vreun onorariu de pe urma acelei deplasări. În calitate de consilier județean, solicit public directorului Centrului Cultural Bucovina, precum și conducerii Consiliului Județean Suceava, să prezinte documente justificative pentru fiecare meeting electoral al PDL-ului din această campanie electorală. Unde a participat ansamblul Ciprian Porumbescu. Pe de altă parte, la centrul de creație, tot ce înseamnă logistică este pusă în slujba acțiunilor electorale ale PDL-ului. Tot ce înseamnă instalații de sonorizare, tot ce înseamnă instalație audio-video, absolut este pusă la dispoziția meeting-urilor electorale sau acțiunilor electorale ale PDL-ului.